În ultima perioadă, foarte multe apeluri telefonice îi cheamă pe pompieri să adune gărgăuni. Nu este vorba despre o glumă, ci despre ultimele intervenții ale pompierilor militar gorjeni. Insectele, destul de periculoase, sunt îndepărtate de pompierii care au improvizat un costum, astfel încât să nu existe riscul ca vreunul dintre cei care intervin să fie înțepat sau mușcat în timpul misiunilor. 4 astfel de solicitări au avut în ultima perioadă, deși, în mod normal, pompierii nu trebuie chemați să scape oamenii de gărgăuni, bondari sau alte insecte periculoase. Acest tip de intervenție nu este specific inspectoratului, dar pentru a veni în sprijinul cetățenilor, pentru a evita ca viața să le fie pusă în pericol, s-a intervenit cu personal din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, din cadrul formațiunii de protecție civilă. S-a utilizat un echipament care nu este specific acestui tip de intervenție, și anume s-a folosit echipament de protecție antichimic, s-a folosit aparate de respirat izolante cu aer comprimat și măști specifice apicultorilor. Gărgăunii, viespiile sau bondarii sunt insecte extrem de periculoase. Cu toate acestea, există metode din cele mai simple prin care se poate scăpa de cuiburile lor. Gărgăunii fac parte din categoria insectelor care, după părerea mea, sunt foarte periculoase. Ar fi bine să încercăm să evităm, și la a doua întrebare, că dacă ne putem debarasa de ei fără ajutorul pompierilor, eu vă spun din practică că am avut situația în care a trebuit să mă scap de un cuib din ăsta de gărgăuni care aproape de ușă s-a format acasă la mine, și m-am scăpat cu un spray de țânțari și de muște pe care l-am pulverizat seara odată, dimineața odată, și bineînțeles că trebuie luate măsuri de precauțiune să nu ne ducem, că ei oricând pot să ne atace. Medicii avertizează că înțepătura de insecte poate fi mortală și trebuie luate măsuri de precauție pentru a nu se ajunge la tragedii. Sunt două categorii de persoane. Persoane care sunt atopice, adică predispuse să facă o alergie, care ar trebui dinainte de a înțepa insecta să meargă la medicul de familie să fie instruit, să li se prescrie o rețetă cu antihistaminice pe care să le aibă tot timpul la ei atunci când îl înțeapă gărgăunele sau, mă rog, unde se duce, să aibă comprimatul să-l ia, gelul extern unguent, gheață local dacă este posibil. Vorbim de persoanele alergice, dar că nu, la persoanele alergice manifestările sunt foarte accentuate față de persoanele care nu au alergii. Normal că apare brusc disnee, erupție pruriginoasă, dacă nu are comprimate, trebuie să sune pe 112, oricum sună pe 112 pentru că au o simptomatologie, se agravează, adică nu se poate preconiza dacă le trece cu tratamentul ambulatoriu sau trebuie să vină la spital pentru evaluare și monitorizare. Frecvent la secția de urgențe din cadrul Spitalului de Urgențe Târgu Jiu ajung persoane înțepate de insecte.